Astăzi, după invitația pe care am făcut-o politicienilor în urmă cu câteva zile, mi-a răspuns unul singur și va fi suficient unul singur. Îl avem, desigur, pe domnul prim-ministru cu noi, Ludovic Orban. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru acceptarea invitației. Eu vă mulțumesc că îmi dați ocazia să purtăm acest dialog pe un suport de comunicare care este de-a dreptul spectaculos. Doar 10 întrebări. Pandemia prin care trecem ziua de astăzi, ne face politica românească mai grea sau era oricum grea? Acum depinde cum face un om politică. Un om poate să facă politică, să ducă o oră la televizor, să dea impresia că mută munții și în restul timpului să nu facă nimic. Important este ce face un om politic atunci când nu are o cameră de filmat pe el. Iar dacă este un om conștiincios, dacă e un om responsabil, dacă înțelege ce așteaptă oamenii de la el, politica este un lucru foarte greu, obositor, un efort cotidian în care nu-ți mai aparții, în care, practic, dacă sună telefonul la 12 noapte, oricât de obosit ești în orice circunstanță, trebuie să răspunzi, pentru că nu poți să știi niciodată dacă telefonul respectiv nu înseamnă o problemă pe care poți să o rezolvi. Și era greu oricum. Era greu oricum. Guvernarea într-o perioadă normală, sigur că presupune o anumită predictibilitate, poți să-ți planifici inclusiv activitatea, efortul, timpul de studiu, timpul de documentare, timpul de întâlniri, timpul de comunicare, timpul de decizii. În schimb, pandemia generează situații care permanent necesită intervenții. Din păcate, de multe ori necesită intervenție de la vârf. Atunci când lucrurile nu pot fi rezolvate, să spun, la un nivel mai jos. Se îmbunătățesc lucrurile în pandemie, atât pentru pandemie cât și pentru guvernare? Am avut câteva zile de creștere îngrijorătoare și acela a fost momentul în care, pe lângă setul de măsuri care erau naționale, regionale și locale, am mai suplimentat cu un set de măsuri naționale. Dacă n-am fi luat măsurile respective, riscul de creștere a numărului de infectări intra pe rata aia de progresie geometrică. Era mare. Am luat măsurile, le-am luat practic în campanie electorală, ne-a costat în percepția multora, pe de altă parte, dacă nu le luam, riscul era major. Cred că un guvern responsabil trebuie să pună pe primul plan viața și sănătatea oamenilor. Și iată că săptămâna care a trecut este o săptămână în care putem spune cert că a scăzut numărul de infectări, a scăzut rata de pozitivare, adică procentul persoanelor care sunt pozitive din procentul persoanelor testate și că măsurile pe care le-am adoptat, chiar dacă reprezintă un sacrificiu, un inconfort pentru români, generează efecte favorabile. Pentru că aici trebuie să o spunem foarte clar. Fiecare om care se îmbolnăvește e expus unui risc. Acest virus este imprevizibil. Poate pentru mulți să nu aibă decât inconveniente minore, dar poate să genereze dezvoltări paroxistice pentru un număr de cetățeni, deci orice om care se îmbolnăvește de fapt este expus unui risc și cel mai bine e să nu se îmbolnăvească. Iar aici cea mai bună formă este respectarea măsurilor de protecție sanitară. Eu nu înțeleg, vă spun sincer, nu înțeleg pe cei care fac campanie, care neagă existența virusului, care fac campanie pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară. Personal nu pot să înțeleg. Aici e vorba de, cum se spune, de oameni care au discernământ, au rațiune, oameni care cu siguranță pot să înțeleagă faptul că virusul e periculos și că virusul provoacă îmbolnăvire și chiar, din păcate, provoacă moartea multora. Ai această percepție și totuși să susțin continuare, mi se pare o chestiune de greu de înțeles. Era una dintre întrebările mele, de ce cred grupuri de oameni, uneori chiar și cu educație bună, în mituri politice sau în ideologie, inclusiv în teoria ale... Sunt mituri, mitul epocii de aur, de exemplu. Da. E un mit care există în mentalul colectiv. Noi avem în subconștient, din experiențele anterioare, astfel de mituri care determină poziționări și comportamente politice și care sunt speculate de mulți politicieni într-un mod manipulator. Personal, am încercat să fac politică mai puțin bazat pe mituri sau pe manipularea oamenilor sau provocând emoții, mai ales emoții negative, pentru că sunt mulți care pur și simplu încearcă să se legitimeze, să-și obțină voturile provocând emoții negative. Această latură a politicii
care determină, din păcate, pe foarte mulți oameni să voteze numai pe bază de impresii, nu pe bază interesului efectiv pe care îl are un om, exprimat rațional. Aici poate și păcătuiesc. Eu, în general, am încercat să fac politică mai mult adresându-mă capacității omului de a percepe avantaje, dezavantaje, bine, rău, realizabil, nerealizabil, adresându-mă de multe ori rațiunii și mai puțin emoții. Au evenimente majore, similare, explicație simplă, elegantă, tumultul politic în guvernare, în diferitele decizii care îl favorizează sau nu pe cetățean în final, fie în momentul acela în care se ia decizia, fie peste 10 ani. E ușor să explici asemenea evenimente sau... Nu. Foarte mulți oameni sunt puțin dispuși să-și consume timp ca să afle explicații de la oameni care conduc, de la oameni care au decis. Ia alocă puțin timp. Te uită la niște știri când intră pe online sau pe pagina de Facebook. Mulți văd titluri, poze. Alții se mai uită la un buletin de știri, dar numai la câteva știri. Nu se uită la foarte multe știri. Multe dintre informații necesită totuși o minimă documentare ca să discern, pentru că întotdeauna există informații diferite care se distribuie, de multe ori contradictorii, și atunci omul, ca să discernă între informațiile care se întâlnește, care este informația corectă, îi trebuie un pic de timp să cerceteze. Din cauza asta, foarte mulți își formează niște percepții, niște păreri, nu neapărat documentându-se direct de la o sursă credibilă. Bazându-se pe părerea prietenului sau bazându-se pe o postare pe care o face un influencer în care are încredere. Și acolo depinde normal de calitatea influencerului, deontologia jurnalistică în cazul în care și-a informația de pe un site de știri sau de la un post de televiziune. Că de multe ori poți să prezinți o situație, să o prezinți dintr-o perspectivă și în același timp poți să o prezinți dintr-o perspectivă total opusă. Vă dau un exemplu. Numărul de infectări de astăzi, 5.000 și ceva de infectări. Dacă îl compari și comparația obiectivă e cu numărul de infectări din ziua echivalentă a săptămânii trecute și a încă unei săptămâni din urmă, atunci îți dai seama de trend. Dacă îl compari cu ziua anterioară când s-au făcut mai multe teste, normal că poate să creeze percepția că a scăzut foarte mult. Dacă, în schimb, îl compari, de exemplu, cu o cifră din altă țară, vă dau un exemplu, Bulgaria, 3.000. Avem mai multe persoane infectate decât Bulgaria. Dar nu se raportează la teste. Numai și la populație. Nu se raportează nici la numărul de teste făcute și nici la populația efectivă. Dar Bulgaria, de exemplu, are mai puțin de jumătate din populația României. Da. Sunt foarte multe feluri de a prezenta informații, ori ca să poți să, mai ales când e vorba de informații care necesită, cum să spun, o elaborare, o înțelegere, o valorizare. Trebuie un pic să te informezi. Și aici, din păcate, foarte mulți oameni nu au timp și își formează impresiile într-un mod sau alt. De-aia eu recomand întotdeauna oamenilor, căutați să aflați adevărul, căutați să găsiți sursa de încredere. Asta e foarte important. Pentru că, până la urmă, omul când vine, de exemplu, 6 decembrie, când vine și votează, votul în sine e o decizie completă. Sau inclusiv decizia de a participa sau a nu participa. Dacă nu particip, nu există. Deci nu contribuie în niciun fel. Dacă particip, contează cu cine votezi. E foarte important cu cine votezi, pentru că, în mod normal, fiecare trebuie să voteze, unul, ca țara să meargă într-o direcție corectă, și doi, să voteze acel program de guvernare și acel partid politic care îi se pare lui că poate să facă cele mai multe lucruri care să-i crească nivelul de viață, care să-l reprezinte și care să aibă încredere că poate să genereze o guvernare care să-i îmbunătățească perspectivele sau calitatea vieții sau calitatea serviciilor de care beneficiază. Dar de multe ori oamenii fie se duc, fie nu se duc, mulți nu se duc. Oricum nu contează votul meu. Și dacă nu te duci, tot votezi. Se împart altfel voturile. Tot e formă. Îi lași pe alții să decide în locul tău. Da. Se împart altfel voturile. Da. În 2016, din cauza unei prezențe scăzute la vot, PSD aproape că a ocupat România. Da. Cu 14%. Sunt credințele politice ale românilor în secțiuni clare, democrate sau liberale? Există puncte valide pe care le prezintă ambele viziuni? Noi măsurăm în sondajele de opinie înclinarea oamenilor spre diferite curente politice. Liberalism, socialism, creștin, democrație, chiar dacă ele nu mai sunt atât de manifeste și atât de prezente și documentate, există o înclinare a oamenilor spre unul sau altul dintre curent. Care poate fi fie o înclinare nativă, fie o opțiune în cunoștință de cauză, cunoscând foarte bine valori, principii ale unui curent doctrinal sau cunoscând ce vrea să facă o formațiune politică.
Există votanți fără direcție? Pot să existe sau sunt că se gândesc prea mult sau nu la asta, încadrați oricum într-una din viziuni, din direcții? Ca să vă dau un exemplu. Spune. La un congres, candidam pentru o funcție importantă în partid și am câștigat într-o competiție cu un contracandidat care era foarte bine poziționat și aproape toți îi dădeau lui prima șansă, că beneficia de sprijinul guvernului, de sprijinul celor mai mulți lideri naționali. Toate astea am câștigat. Uh-huh. Am câștigat și având un discurs mobilizator, reușind să le transmit oamenilor energie, încredere. Și la sfârșit mă abordează o colegă de partid, bravo! V-am votat. Și mi-a venit nefericită idee să întreb, dar de ce m-ați votat? Pentru că mi-a plăcut cravata dumneavoastră. Aveți o cravată superbă. Așa că nu pot să știu niciodată de ce votează lumea. Bun, cei mai mulți oameni votează în cunoștință de cauză, informându-se, dar sunt și mulți oameni care votează pe niște percepții sau care votează influențați fiind de alții, de a căror părere țin cont, sau alții votează din niște motive care uneori sunt foarte greu de înțeles. E interesant, noi facem o analiză, de exemplu, când întrebăm cu cine ați votat, întrebăm, dar de ce ați votat cu formațiunea respectivă sau cu candidatul respectiv. De ce este important să fim la zi cu discuția politică? Orice om ar trebui să-și petreacă o parte din timp pentru ceea ce înseamnă viața publică. Viața publică însemnând multe, însemnând ce face primăria, ce face serviciul de apă, ce face guvernul. Să se informeze și să-și formeze opinie. Este foarte important. Inclusiv să afli ce acte normative se adoptă, ca să știi de ce drepturi poți să beneficiezi sau ce urmează să se întâmple. Crește prețul la curent sau nu crește prețul la curent? Crește prețul la benzină sau nu crește prețul la benzină? De exemplu, oricine urmărea dezbaterile, de exemplu, că noi am anulat supraacciza la combustibil, care fusese reintrodusă de PSD. Putea să anticipeze că se anulează supraacciza la combustibil și să aștepte, de exemplu, în cazul în care vrea să facă o deplasare sau să-și alimenteze flota, dacă e o firmă de transport, putea să aștepte că putea să anticipeze o scădere a prețului, inclusiv în business. E foarte important să fii bine informat, să poți să anticipezi anumite decizii. E bine pentru tine ca om să fii informat, ca să știi să-ți faci un plan de viață, de exemplu, să urmărești, să știi când îți iei un credit, de unde îți iei un credit. Da, te afectează 30 de ani? Te afectează 20, 30 de ani. Ce tip de credit, ce instrument? Sunt lucruri. Educația economică, educația democratică sunt foarte importante, pentru că, în practic, ajută omul să fie mai tare. Ajută omul să își maximizeze șansele de a reuși în anumite obiective pe care și le propune. Pentru că realitatea e că multe aspecte ale vieții noastre sunt influențate de deciziile care se iau în guvern, în parlament, în Consiliul General, de primarul general, de primarul de sector, dacă vorbim de București, sau de primar în general. Aceasta era următoarea mea întrebare. Ce efect are guvernarea în viața de zi cu zi? Cele mai multe efecte în viața de zi cu zi o au autoritățile locale, pentru că ele vizează foarte multe aspecte. De exemplu, factura la căldură, nivelul taxelor și impozitelor locale, ai sau n-ai parcuri, ai sau n-ai locuri de parcare, lucruri care sunt cotidiene și care te întâlnești în fiecare zi. Sigur, pe locul 2 este guvernul, ca și decizii, dar depinde de conjunctură. În perioada de criză pandemică și criza economică provocată de pandemie, guvernul a început să afecteze mai mult viața oamenilor în sens pozitiv, zic. Pentru că, pe de o parte, ar trebui să reacționăm la efectele crizei pandemice și la efectele economice și să punem în practică tot felul de măsuri de sprijin pentru companii, pentru angajați, pentru diferite categorii, profesioniști, liber profesioniști. Ne-am acordat foarte multe forme de sprijin într-o limbă destul de mare. Pe de altă parte, au fost măsurile de restricții în perioada stării de urgență prin ordonanțe militare, ulterior prin hotărârile de guvern privind starea de alertă, care de asemenea au afectat viața de zi cu zi într-o măsură mai mare decât afectează deciziile guvernamentale într-o perioadă normală. Majoritatea deciziilor, unde se iau? Deciziile mari. Unde se iau efectiv, într-o primărie. Dacă cineva câștigă primăria și are și majoritate în Consiliul Municipal sau în Consiliul Județean, dacă câștigă președinția Consiliului Județean, în principiu, decizia
poate fi luată de grupul de consilieri județeni sub influența președintelui Consiliului Județean sau de primar și consilierii locali sub influența primarului. În alte chestiuni, decizii mai importante care au un impact mai mare, se pot lua deciziile inclusiv în organismele statutare ale partidelor care dețin diferite majorități. În unele situații le au primarii, efectiv, care exercită, din punct de vedere administrativ, competențele legale. În Parlament se cam votează disciplinat. De regulă, poziția partidelor față de proiectele de legi sau față de diferitele proceduri se camea în structurile de conducere ale partidelor sau în grupurile parlamentare. Cel mai democratic este să ia și în grupurile parlamentare și în forurile de conducere ale partidelor, astfel încât să existe un echilibru. Partidele democratice, înainte de orice decizie importantă, înainte de a lua decizii, este bine să consulte dacă o chestiune vizează partea de companii. Să se consulte cu toate organizațiile reprezentative din zona de business. Dacă o decizie vizează, săptămâna trecută am luat o decizie legată de sporuri. E bine să se consulte cu organizațiile profesionale. Ne-am discutat, de exemplu, cu organizațiile profesionale ale medicilor de familie sau cu sindicatele, Sindicatul Sanitas, Sindicatul Solidaritatea Sanitară, Sindicatul din Ambulanțe. Este bine să te consulți cu societatea, cu grupurile reprezentative, cu grupurile asupra cărora au efecte diferite. Așa e normal. Asta nu o fac, în schimb, toate guvernele. Noi am făcut-o, dar sunt alte guverne care n-au făcut-o, care de multe ori au luat ordonanța 114, de exemplu, care a fost catastrofală pentru economia românească, a fost adoptată fără niciun fel de consultare publică. Noi, când am decis să reparăm ordonanța 114, am avut ample consultări cu patronate, cu sindicate, cu asociații profesionale, cu toate categoriile care au fost afectate negativ, astfel încât să realizăm o îmbunătățire efectivă a legii. Deciziile bune iau mai mult timp. Așa este. În perioada asta de criză a trebuit să luăm foarte multe decizii, dar cu toate astea, cu toate că am fost obligați să luăm foarte multe decizii, tot ne-am făcut timp înainte de a adopta decizie să organizăm una, două consultări, astfel încât să fim convinși. Pentru că vă spun sincer, te ajută enorm în deciziile la nivel guvernamental să te consulți cu oameni ancorați în viața reală. Pentru că de multe ori, colaboratorii din instituții îți vin cu o percepție asupra realității care nu corespunde de cele mai multe ori cu ceea ce spun cei care trăiesc efectiv viața de zi cu zi și care pot să-ți dea foarte multe elemente ca să poți să iei o decizie bună. Aici vreau, nu vreau, trebuie să mă consult cu oamenii, că dacă mă sună, dacă mi se adresează, trebuie să le răspund. Mi-a făcut PSD o campanie, după ce s-a instalat guvernul, au răspândit pe Facebook numerele de telefon mobil personale ale membrilor cabinetului, dar cu o atenție foarte mare pe răspândirea numărului meu de telefon mobil. Deci numărul meu de telefon mobil cred că a fost în milioane de conturi. Asta s-a întâmplat aproximativ în luna decembrie anului trecut. Ei au zis că îmi creează un dezavantaj. Că lumea o să vadă că nu răspund la telefon. De fapt, nu mi-au creat un dezavantaj. Sigur că am avut două luni absolut istovitoare în care am avut un bombardament telefonic, nici nu apucam să răspund. Cuprindeam 10 minute libere, dădeam 10 telefoane, câte un telefon pe minut, ca să sun înapoi pe cei care m-au sunat. Sigur, n-am putut să răspund la toți, că am avut un bombardament foarte greu de... Plus că în timp ce sună telefonul și nu pot să răspund, dacă altcineva vrea să sune, sună ocupat. Dar, până la urmă, mi-a făcut un serviciu, că am putut să comunic cu foarte mulți oameni. Dar dacă acumulez numărul de oameni cu care am vorbit, e vorba de mii. Pe de altă parte, ăsta e felul meu de a fi, care nu e de ieri, de astăzi, de când sunt în funcția asta. Prima campanie mi-am făcut o carte de vizită în care mi-am dat numărul de telefon mobil. Eu nu mi-am schimbat numărul de telefon mobil de când am telefon mobil prima oară. Deci pe mine poate să mă sune mulți. Se și miră, zice, de ce mai ai același număr de telefon? Zic, da, mă, nu mi-am schimbat numărul de telefon, pentru că toți cei care mi-au cunoscut numărul de telefon, este bine să poată să mă contacteze că îmi cunosc numărul de telefon. Și asta e o chestiune de educație. Să știți că dacă cineva te sună, te sună cu motiv. Sigur, unii te sună să te înjure. Asta e normal. Ăsta e nivelul de civilizație a lor. Pe de altă parte, unii te sună să-ți dea informații. Mi-au fost de folos multe informații pe care le-am primit de la oameni simpli care s-au confruntat cu activitatea unei instituții sau cu o problemă care este nerezolvată sau cu o lege care este în vigoare care nu este pusă în practică. Să știți că am avut foarte multe informații utile. Pe de altă parte, sunt oameni care chiar au nevoie de ajutor. Pe unii dintre ei chiar am putut să-i ajut, fără să fac ceva deosebit și numai cerând instituțiilor din subordine să respecte legea. Comunicarea e foarte importantă.
interesantă. Problema foarte mare pe care o au foarte mulți oameni decidenți care ajung în funcții mari este că pierd legătura cu oamenii, pierd legătura cu realitatea și ajung să vadă, de fapt, printr-o perspectivă deformată. Ei nu mai văd realitatea, pentru că dacă te mulțumești să primești informații despre realitate numai de la mănunchiul de colaboratori apropiați sau, să spun, și de la alți angajați, este foarte dificil să percepi cu adevărat ce se întâmplă. Eficacitatea unor măsuri, modul în care sunt implementate anumite măsuri, ce se întâmplă efectiv la firul ierbii, inclusiv așteptările oamenilor, speranțele oamenilor. Sunt lucruri extrem de importante. Care este puterea reală a votului unei persoane? Pic cu pic se face mare. Cu faptul că ai numai un vot, nu poți să-ți întemeiezi un comportament pasiv. Pentru că ai, e adevărat, un vot, dar ai posibilitatea să influențezi mai multe voturi, dacă ai argumente de partea ta. Și în realitate, normal că ai votul și trebuie să-ți folosești această putere care este conferită. De altfel, democrația reprezentativă, care este, zicea Churchill, cel mai rău sistem, dar singurul care funcționează. Cam așa e pe scurt. E singurul care funcționează. Democrația reprezentativă presupune că cetățeanul e deținătorul puterii, numai că neputând să o exercite decât rar, sub formă de referendum, astfel încât să fie implicat fiecare cetățean în decizie, o delegă unui corp reprezentativ, care e Parlamentul, Corpul Reprezentativ Suprem, Consiliul Local la nivelul localității. Îi delegă puterea. De-aia este foarte important să votezi, că este un act de delegare. Dacă tu nu participi la actul ăsta de delegare, înseamnă că îi lași pe alții să hotărească cine să ia decizii care îți afectează și ție viața. În plus, democrația în sine nu înseamnă că te duci la vot și după aia stai 4 ani liniștit. Fii activ implicat. Democrația înseamnă și un control exercitat de societate asupra deciziei publice. Dacă vezi că unul a luat o razna, cum se și întâmplă în realitate. PSD a câștigat alegerile cu 46,5. La o lună de zile de la câștigarea alegerilor erau deja 1 milion de oameni în stradă. Pentru că ei și-au bătut joc de puterea pe care au primit-o, de încrederea pe care le-au acordat cei care i-au votat și de pasivitatea celor care n-au venit la vot. Dacă nu ai câștigat votul cuiva, asta nu înseamnă că nu trebuie să-l reprezinți și pe el, să ai interesul întregii țări. Obligator. Politica în sine este o chestiune care trebuie să fie pozitivă. Politica o faci ca să faci bine. Poți să faci un bine general sau un bine sectorial sau, până la urmă, un bine individual care se aplică la mai mulți indivizi, creând niște condiții în care fiecare se poate dezvolta. Politica în sine trebuie să fie pozitivă, că asta trebuie să fie, de fapt, dorința oricărui om care este implicat în viața publică, să participe la decizii care să fie favorabile societății, care să aducă lucruri bune în viața oamenilor. Pot gafele și știrile negative schimba din rodământul unei curse electorale? Aveți exemple amuzante? Dincolo de cea cu numărul de telefon. Să știți că la noi mulți politicieni au supraviețuit unor gafe și mai ales a unor minciuni evidente pe care le-au spus public în fața oamenilor. Există o toleranță un pic mai mare în societatea românească față de greșeli, gafe imorale care sunt făcute. Și aici trebuie să spun, din păcate, foarte mulți actori, nu numai politici, își întemeiază în mare parte atingerea obiectivelor pe știri negative, pe campanie negativă. Și din păcate, dacă te uiți, inclusiv pe online, are tracțiune mai mare o informație care conține ceva negativ, care șochează prin ceva negativ sau care conține în sine un îndemn la un sentiment negativ. Eu vă spun sincer, eu nu pot să mă împac cu lucrul ăsta. Eu cred că conviețuirea între oameni, relațiile între oameni, până la urmă trebuie să ducă la potențarea lucrurilor bune care există în noi. Pentru că fiecare dintre noi avem foarte multe lucruri care nu se manifestă decât în anumite contexte favorabile, în interacțiunea cu oameni potriviți sau având exemple potrivite sau formând echipe cu oameni care ne inspiră sau care ne creează contextul, echipele respective, să ne punem în valoare potențialul, calitățile pe care le avem. Din cauza asta, eu vă spun, în campanie ați văzut că e plin internetul de troli. Cei mai mulți troli sunt pur și simplu oameni care au sarcină să transmită un mesaj negativ de cât mai multe ori, pe orice fel de postare, pe orice fel de, în mod programatic. Și asta este făcută de foarte multe partide. Eu niciodată n-am acceptat să fac lucrul. Sigur că și noi trebuie să ne apărăm, că de multe ori când vezi 2000 de ori spusă pe o postare o minciună, trebuie cumva să te aperi, trebuie să ai oameni care... Dar de regulă oamenii care intră pe comenturi și care sunt de-astea, întotdeauna
Eu vreau ca ei să facă comentarii favorabile, lucruri adevărate, argumente, informații credibile. Nici de cum să pună același articol calomnios, de exemplu, despre vreun adversar politic. Nu cred că este corect. Nu ajută pe nimeni. Eu am mai spus lucrul ăsta. Pare prea mult negativ și pe media și pe online. Cred că oamenii cumva trebuie să iasă un pic din... Că transmițând informații negative, sentimente negative, practic tu rămâi încărcat cu sentimente negative și cu stări negative. Și ești tu mai mic în mintea ta. Dacă așa sunt tratați oamenii respectabili din țară, cum te vezi tu pe tine? Da, mare măsură. Mai am o întrebare. Este politica plictisitoare? Sub nicio formă. Pentru mine, nu în fiecare zi, în fiecare oră aproape apare ceva important, ceva care te mobilizează, ceva care te pune în fața unei decizii noi, ceva care îți dă adrenalina. Deci vorba. Mai ales politica de la noi. Am avut un consultant american, renumit, nu-i dau numele acum, în 2008. Și după 3 luni m-am fost la o cină și l-am întrebat cum mi se pare consultanța politică în România. A spus, foarte greu. L-am întrebat de ce. Am zis că el a făcut consultanță și în Germania, și în Franța, a făcut mai multe țări. Zice, în România, într-o săptămână, se petrec mai multe evenimente politice care generează efecte decât în alte țări într-o lună de zile sau chiar într-un an de zile. Viața politică românească este foarte agitată și generează extrem de multe situații, momente de cumpănă care toate generează efecte care trebuie analizate, trebuie cântărite și trebuie regândite poziționările în funcție de evenimentele astea. Și asta e adevărat că în România se consumă foarte multă energie cu politica. Deci nu e deloc plictisitor. Dar cum ați luat decizia? Pe dumneavoastră vă întreb. Cum ați luat decizia să dezvoltați acest mijloc de comunicare? Îmi place mult să citesc. Dacă citești mult, trebuie să spui cuiva ce ai aflat. Prietenii mei au început să plictisească de mine și mi-au spus să pun și altcuiva și așa am început. Am început să vorbesc despre ce îmi place, despre ce mă pasiona, despre ce trebuia să spun. Și despre ce v-ați documentat dumneavoastră? Despre ce e ca o nevoie de a împărtăși și altora rezultatul acestei informări, documentări, analize? Da, simțeam că se risipește dacă doar eu știu. Din liceu începusem, făceam meditații colegilor mei de clasă care urmau să ia premiul 2 și 1 să mă depășească pe mine, deși eu le dădeam lor meditații. Și mi-a plăcut mereu să vorbesc, să restructurez în modul în care este cel mai ușor de înțeles informația pentru a fi folosită mai departe, pentru că e foarte mult și e greu să ajungi la adevăr. Bine, mai am greșeli, desigur. Nu, asta e normal. Am învățat să trăiesc cu ele. În orice domeniu care pot fi greșeli involuntare, nu greșeli neapărat asumate. Da. De multe ori te poți înșela, chiar și atunci când faci o evaluare și încerci să-ți iei informații din multe surse. Poți să înșeli că nu poți să anticipezi un anumit lucru. Sau... Adesea greșesc cu privire la lucrurile pe care le știu cel mai bine. E rău să te încrezi în tine, trebuie să mereu să studiezi. Și efortul de studiu... Bănuiesc că e mult mai mare ca timp decât transmiterea efectivă. Da, acum dorm mai mult. Dar vă scrieți un scenariu sau pur și simplu... Scriu. Scrieți... Am 16 ore pe zi de lucru. Da. Atât lucrez. Ieșeam duminica să-mi fac cumpărăturile și mai ieșeau următoarea duminică. Se duceau frunzele de pe copaci între timp. Și am venit toamnă. Dar e atât de mult de vorbit. Sunt surprins de oamenii care spun că se plictisesc și nu știu despre ce să vorbească. Zic, măi, eu am material pe 10 ani de acum înainte. E atât de mult de zis. Asta nici eu nu am înțeles pe cei care se plictisesc. Atât de multe lucruri de făcut, atât de multe lucruri de aflat. Dar de multe ori ne mulțumim și trăim așa, într-un orizont în care ignorăm tot ceea ce există în afară. Cred că dorm mai bine oamenii care ignoră. Sigur sunt mai odihnit. Cred că e important să știi. E și o satisfacție când afli ceva, când afli o explicație. De exemplu, m-am întrebat de unde vine coloana a cincea, expresia coloana a cincea. Uh-huh. M-am apucat, am studiat. De unde vine? Denumirea de sintagma asta, coloana a cincea, a apărut după războiul civil spaniol, în care Madridul a fost asediat de forțele naționaliste și ei aveau în interior trupe care îi sprijineau și erau denumite coloana a cincea. Cei care sprijineau în interiorul Madridului pe cei care asediau Madrid. De acolo vine coloana. Dar, în general, multe lucruri, știi, le iei așa de bună până amestecate, dar dacă stai și te întrebi, stai să văd că ele trebuie să aibă terminația Escu, de exemplu, care însemna alui, cum e Moldova, alu. De ce în Moldova a fost alu și în alte zone a țării a fost Escu sau an?
multe lucruri interesante. Tot timpul ai câte ceva de aflat. Internetul este o resursă incredibil de bună pentru atât de multe lucruri bune. Da, da, pe internet poți să găsești și lucruri foarte bune. Poți, dar... Și foarte utile și interesante. Pe de altă parte găsești și o mulțime de lucruri care de multe ori pot să-ți facă rău. Vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Pentru răspunsul la invitație. Aș vrea să vă mai invit, mai sunt lucruri de spus în tutorialul politic pe care oamenii ar trebui să le învețe în ziua de zi cu zi. Oricând vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc mult. Și să mă puteți întreba cum s-a născut legea cu tare, cum s-a născut decizia... Întrebări erau, întrebări mai sunt. Un mesaj final? Să-și folosească părticica de putere pe care o au într-un mod inteligent, rațional. Mulțumesc. Asta a fost tot pentru azi. Nu uitați de share, like și abonare. Cu puțină de notificare, eu sunt Alex Cosma, invitatul meu a fost Ludovic Orban și până data viitoare, atenție, God mere.